Acum 150 de ani, mai mult un pic, Bogdan Petricecu HD-ul a spus o vorbă de mare spirit și o să-l parafrazez puțin. Răzbunarea cea mai dulce este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și dânsul rău. Astăzi, PSD-ul care a inventat pensiile speciale recunoaște că a fost o porcărie. Astăzi, domnule Ciolacu, recunoașteți și vă mulțumesc în numele României că pensiile speciale sunt o rușine pentru această țară. Astăzi, acest Parlament aduce puțină demnitate și onoare acestei țări. În campania electorală și în campaniile în care au fost cea mai frecvent întâlnită întrebare de la români era: de ce trebuie să aibă unii pensii speciale? De ce niște oameni care au putut în Parlament și au tras câte o pensie bonus? Și ce puteam să le răspundem? Că unii parlamentari au profitat de poziția lor? Ce puteam să le spunem? Că niște interese sectoriale au făcut ca niște oameni care muncesc să fie mai privilegiați decât alții? Astăzi, și le răspund și colegilor și prietenilor de la UDMR, astăzi reparăm puțin dintr-o reparație uriașă în domeniul pensiilor de care are nevoie România. Și spun asta pentru că în 10 ani, și știți foarte bine, piramida demografică se va răsturna și la baza ei vor fi pensionarii. Nu mai avem bani de pensii speciale. Nu doar că moralele nu trebuie să existe. Și din această cauză, în lunile și săptămânile următoare, această coaliție se va lupta cât mai multe dintre pensiile speciale existente să fie eliminate. Aceasta este calea normală și firească pentru o țară care se consideră europeană. Da, puteți să protestați, sunteți în opoziție, slavă Domnului, dar realitatea este că astăzi ați înțeles că pensiile speciale trebuie eliminate și este un vot pe care acest Parlament îl va da, sunt convins de asta, pentru că ne mai spălăm puțin obrazul față de această țară. Aceasta e politica de guvernare a acestei coaliții. Vă mulțumesc!